Vă invit acum să-l cunoaștem împreună pe Piciu. Piciu este deja vedetă pe TikTok și are toate șansele să devină și vedetă TV. Este carismatic, stilat și trăiește în casa alături de părinții lui adoptivi. Daniela Sterea, mămica lui adoptivă, ne face cunoștință cu Piciu. Bun găsit, Daniela! Bună! Sunteți foarte simpatici. Cât de cuminte este Piciu? Îl vedem chiar acum în imagini. Ne auzi? Da, eu vă aud foarte bine. Acum, da, acum te auzim. Da, perfect, bun. Piciu este cel mai mare animăluț din curtea noastră. Mai avem acolo în spate două nebune, două căprițe. Ele se foarte minte față de ele. L-am văzut niște imagini pe TikTok și am văzut că este foarte, foarte ascultător și foarte simpatic. Da, este. Cred că ați văzut fotografiile cu Piciu în casă pe canapea. A fost un exact. Joc pentru soțul meu, care era nu era în casă și își terminase munca la birou și a revenit. Când a intrat pe ușă, a intrat în stare de șoc. A zis, ce se întâmplă aici? L-ai băgat în casă, e pe canapea. I-am zis că îmi pare rău, dar n-am rezistat tentației, că este atât de drăguț încât trebuie să stea și el puțin pe canapea. Daniela, dar ce mănâncă Piciu? Piciu mănâncă o mâncare specială pentru alpaca. Aha. Un furaj pe care l-am comandat în Austria. Din păcate în România nu am găsit. Și mai mănâncă fân de Sibiu. Se numește dolomăț. În momentul acesta noi nu avem acest dolomăț, dar îi dăm câte puțină lucernă. Urmează să facem un drum la Sibiu, să îi aducem și niște fân special pentru el. Dar este greu de întreținut Piciu? Este fițos? Nu, Piciu nu este fițos deloc. El, în acest moment, după cum ți-am zis, mănâncă foarte puțin. Nici mie nu mi-a venit să cred cât de puțin mănâncă și este un animal foarte curat, își face nevoile în același loc din momentul în care a intrat în curte. Am rămas și noi foarte plăcut surprinși de cât de ușor poate fi întreținută o alpacă. Dar are o blăniță destul de interesantă. Vara nu este cald? Ideea este că acum în aprilie la final urmează să îl tundem. Aha. Trebuie să ne achiziționăm o mașină specială, da, o mașinărie cu care să îl tundem. El se tunde de cel puțin două ori pe an. Dar este foarte iubitor, din câte observ. Pe cine iubește cel mai mult, pe tine sau pe soț? Măi, am să fiu foarte sinceră, cel mai mult iubește copii. Au fost câțiva copii care au venit în curte la noi și vreau să spun că eram chiar geloasă când am văzut cât de frumos interacționează cu copiii. Daniela, dar da. Este greu să ai grijă de o alpacă? Nu este greu să ai grijă de o alpacă, chiar deloc. El este liber în toată curtea, este foarte cuminte, nu roade copaci, nu roade chestii prin curte. Deci pot să spun că este foarte ușor să o întreții. Ideea este că nu poți să ai doar o singură alpacă, pentru că ele fiind animale de turmă, au nevoie de companie. Ele dorm pe rând seara, unul stă de pază și unul doarme, așa că este foarte important ca Piciu să aibă cel puțin un partener de joacă. Urmează să vină chiar mâine sau poimine. Ah, fantastic! Deci o să se mărească familia. Am văzut, da, că, am văzut că este foarte iubitor, te și pupă când are el momentele lui de drăgălășenie. Da, este foarte iubitor, ne pupă, se gudură pe lângă noi. Când a stat pe canapea, plângea pentru că pisica noastră, care stă în casă, nu voia să interacționeze cu el.